Vă salut! Au început să vină utilajele de tâmplărie. Astăzi mi-a venit acest fierăstrău pe anglică, de la Bernardo. Un fierăstrău cu roți de 510. Are o greutate de 270 de kg și cu tot cu ambalaj 310. Dimensiuni 191, 55 cu 79. Acestea sunt dimensiunile ambalajului. E la 400 de volți, la 380. Așa arată. Vreau să-l desfac acum pentru că nu mai am răbdare până mâine. Și vreau să văd ce a venit. O să-l desfac și apoi o să revin. Aici este firungul. Aici avem blatul ancorat în șurub. Este blat din fontă. Și acest profil din aluminiu cu rigla gradată. Așa arată. Am reușit să-l ridic vertical. Are motor de 2,2, 1400 de rotații pe minut. Aici avem toate detaliile tehnice. Întinzător manual, este la 380, avem ștecher de 16 A, avem ștecher de 16 A,
Am cumpărat și două prize de 16, să pun la acesta și la... O să pun și la compresor și la exhaustor. De 32, de 32 am la strung și la freză. Vreau să pun și blatul pentru a-i face o probă. Am pus și blatul. Blatul este din fontă rectificată. Desfacem folia aceasta de protecție. Acest bandic este primul utilaj care a venit pe programul Startup Nation. Am accesat fondurile acelea Startup Nation și am luat utilaje pentru prelucrarea lemnului. Banzig, mașină de calibrat, o mașină combinată cu 7 operații, un exhaustor și compresor, un compresor de 200 de litri. Am pus acest blat, l-am prins într-un singur șurub, pentru că acest blat schimbă unghiul până la 45 de grade, avem o gradație în spate. A trebuit să desfac această riglă gradată și să scoatem acest bolț. Acum introduc bolțul acesta și ridic rigla gradată, care este și suportul firungului. De fiecare dată când schimbăm pânza, trebuie să desfacem această riglă. Trebuie să avem grijă cu cum strângem aceste șuruburi, pentru că trebuie să le avem cât mai mult. Strângem doar la simțul mâinii. Firungul este din aluminiu, nu este din fontă, ca cele vechi. Și are un rulment pe capăt pentru culisare. Avem și manualul de instrucțiuni. Ne uităm mai târziu de el. Dacă nu ați mai montat niciodată, vă uitați înainte pe manualul de instrucțiuni și apoi să-l montați. Acesta mai este un raportor pentru tăiat în unghi. Iar acesta, suportul de împins. Și avem și chei, imbus și o șurubelniță. Deci șirungul îl putem schimba și dintr-o parte în alta, dar trebuie reglat pentru a coincide gradația. Așa este roata de sus, roata din fontă, de 510 în diametru. Și roata de jos. Folia și transmisie pe curele. Această roată este și pe ține loc și de volantă. Are o lățime de 8 cm cu două curele. Două canale cu două curele pe 13. Și avem și contacte pentru siguranță. Dacă în cazul ușa este deschisă, să nu plece banzicul să ne accidentăm.
trebuie să decupleze această cheie. Acum este închis. La fel avem și la partea de sus această cheie decuplează și putem să pornim banzicul. Acum, pentru că este închis, aici avem posibilitatea să vedem dacă pânza s-a rupt. Din acest șurub strângem sau slăbim ca să putem lăsa ghidajul pânzei în jos. Nu este indicat să se ridice la maxim și să tăiem doar pe o suprafață de 2 cm. Ridicăm doar atunci când este nevoie. Acum o să fixez acest ghidaj și o să facem o probă. Acum o să facem o pornire. Vreau să văd cum taie. Până la 2 cm.
În felul acesta am făcut un picior de măsuță. Merge foarte bine, dar pentru a face lucrări de genul acesta, trebuie o pânză de 6-8 mm lățime. Pentru a face și pe spate. Dar se pot face picioare și în felul acesta. Nu am mai lucrat niciodată pe un Banzig de la firma Bernardo. Este prima dată. Cred că și mașina de calibrat va veni tot de la aceeași firmă. Cred că din Bulgaria, dacă nu mă înșel. Bernardo sună italian, dar nu știu dacă le fac italienii. O să citesc în manualul de instrucțiuni și să vedem unde sunt făcute. Data viitoare o să vă spun mai multe detalii. Acum doar am desfăcut pachetul, l-am asamblat și i-am făcut această probă. Sunt foarte mulțumit la prima folosire și să sperăm că o să facem lucruri foarte frumoase cu acest utilaj. Cam atât, vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!